Da, bună România, ne-am întors în direct. Doamna Viorica Dăncilă a venit azi cu o măsură foarte bine. Ea probabil a fost decisă în niște discuții anterioare purtate pe consultărilor cu partenerii politici. Da. Dar a venit cu o decizie interesantă, lovitură de proporții la Consiliul Economic și Social. Exact acest Consiliu cu tot felul de ONG-uri, cu tot felul de opinii care și-au... Dăncilă scoate toate asociațiile critice din cadru. Și când spunem toate, din 15 organizații non-guvernamentale, da, au rămas două. Dintre care una, da, este Asociația Municipiilor, adică societatea civilă a primarilor, care sunt oameni politici. Deci nici societate civilă. Dar nu era dânsa neconflictuală? De ce a luat această măsură așa de agresivă? A părut așa un pic cam contundentă. Să-i spunem bună seara domnului Gelu Duminică, unul dintre cei care conduc una dintre asociațiile scoase de doamna Viorica Dăncilă astăzi din... În cadrul. Bună seara! Pe ce s-a bazat această decizie? Puteți să repetați întrebarea, vă rog, nu? Pe ce s-a bazat această decizie a doamnei Viorica Dăncilă? Cum s-a argumentat ea? O solicitare a doamnei Dia Olguța Vasilescu, cum se spune în document. Păi atunci e justificat. Da? Nu, am crezut că a fost așa, fără nicio noimă. Dar așa dacă a zis doamna Olguța Vasilescu... Nu, stați puțin. Dar Guvernul României nu ia decizii fără nicio noimă. Doamna Lia Olguța Vasilescu, ministra Muncii, a solicitat, se pare, schimbarea membrilor societății civile. Nu mă întrebați de ce, că nu știu. Însă am aflat astăzi, după ce s-a făcut modificarea în răspunsurile pe care le-a oferit presei, pentru că, unu, nu suntem reprezentativi, doi, unul dintre noi nu venea la ședințe și, trei, că nu eram de copii cu minci, nu ne îmbrăcam frumos. Deci nu vă potoleați, probabil că asta a fost problema. Dânsa tolereți și doamna. Da, dânsa v-a spus o dată de două ori. Da. Nu, noi ne-am făcut, noi am încercat să ne facem treaba atât cât de bine se putea în această instituție, care este un for de dialog social. Bun, asta vreau să vă rog, domnule Duminică, haideți să lămurim puțin ce e Consiliul ăsta Economic și Social și care e rostul său, adică cu ce o deranja pe doamna Lia Olguța Vasilescu, de exemplu? Cu ce o puteați deranja pe doamna Vasilescu? Haideți să vă explic. Dar CES-ul este un organism, de dialog social. Este principalul organism de dialog social în România, care asigură dialogul tripartit între societate civilă și guvern. Din CES fac parte patronatele, sindicatele, reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale. Da. Orice lege din domeniu, orice măsură legislativă pe care guvernul, parlamentul, legiuitorul, da, o ia în domeniul social și economic, trebuie discutat așa cum cere, cum cere Uniunea Europeană și toate țările Uniunii Europene au astfel de chestii și nu numai, trebuie să discutată și cu partenerii sociali pentru a asigura pacea socială și justiția socială. E logic și normal, da? Asta înseamnă că toate măsurile pe care guvernul le trimitea, le elabora și parlamentul le elabora în aceste două domenii, trebuiesc analizate și avizate de către partenerii sociali, de societatea civilă, patronate, sindicate, organizații non-guvernamentale. Da. Avizul lor este unul consultativ. Da, tocmai pentru că, de legi, în țara asta nu se ocupă societatea civilă. Iar este doar întrebată, astfel încât procesul de legislativ să fie îmbunătățit și să țină cont de particularitățile societății. În ultima perioadă, după cum știți, Guvernul României a venit cu o mulțime de legi. De la Marea Revoluție Fiscală, la Salarizarea Unică, la Legea Insolvenței, la legea pensiilor, multe dintre ele care nu au cap și nu au coadă din punctul nostru de vedere. Ca să vă dau un exemplu, marea lege a salarizării unice, și vă rog frumos să vă uitați, la impact macroeconomic, are doar două rânduri în care spune că va crește puterea de cumpărare și cetățeanul român va duce mai bine. Punct. Deci o lege cu un impact de câteva zeci de miliarde de euro în următorii ani, la impact macroeconomic, atât spune. Da, nu spune dacă va pic. Crește caștele, cum va crește taxele, dacă crește șomajul, dacă crește... Da. Răzvan l-a scurs pe domnul Duminică? Da. Bun.
Deci atunci avem și justificarea pentru care doamna Viorica... Așa, eu am crezut că a fost așa un gest nesfăbuit, dar așa, ascultându-vă, o înțeleg pe doamna Viorica Dăncilă de ce a ajuns să facă așa ceva. Și mai mult decât atât, reușesc să înțeleg pe doamna Dăncilă cum a făcut noua componență a Consiliului Economic și Social, că mă uitam așa ce fel de ONG-uri sunt acum membre aici. Nu, să știți că sunt multe organizații cu state vechi. Da, adică sigur, sunt... sigur că da. E, de exemplu, Asociația Națională a Cadrelor în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne mi se pare extrem de reprezentativă pentru societatea civilă. N-aș discuta despre asta. Aș discuta eu. Și, de exemplu, mi se pare foarte interesant să găsim în nou Consiliu Economic Social din partea Asociației Partida Romilor Pro-Europa, care are și deputat în Parlamentul României, dar văd că e și ONG în Consiliu Economic și Social, pe domnul Iulian Costel Paraschiv, care e și directorul Agenției Naționale pentru Rom din sectorul 6. Adică, păi, dacă cu alți oameni mai vorbim? Agenția Națională pentru Rom este o structură guvernamentală, ca da. Să fim foarte... Păi și cum ajunge directorul unei structuri guvernamentale să fie reprezentantul societății civile în Consiliul Economic Social? Vă dau un exemplu. Dați-mi un exemplu. Nu o să intru în această discuție, pentru că nu o să discut despre noua componență. Păi nu o să discut despre noua componență, când spuneți că v-a dat afară pentru că erați prea gălăgioși, că nu erați pe placul guvernării. Adică presupun că noua componență e pe placul guvernării, nu? Că nu v-a dat pe dumneavoastră afară să aducă unii mai răi. Odată ce a propus, e foarte probabil să fie pe placul guvernării. Așa problema zic mea este cu totul și cu totul alta. Problema mea este că în momentul de față avem unul dintre cele mai grave atacuri la autonomia Consiliului Economic și Social. Consiliul Economic și Social este instituție autonomă conform Constituției. Deci în Constituție este specificat. Nu în autonomă, dar schimbă componența premierul atunci când dorește. Da, mai erau 2 ani jumate de mandat de 4 ani, da? Iar guvernul a intrat abuziv, da? Abuziv, repet, abuziv, da? Să și-a schimbat componența. Da. Acum, noi nu avem ordine de revocare, cum zice legea. Că, în mod normal, legea zice că ar fi trebuit să fim revocați înainte să fim înlocuiți. Cu alte cuvinte, din punct de vedere legal, în momentul de față, noi încă suntem membri, că nu ne-a revocat nimeni. Înțelegeți? Am înțeles. Deci, paradox, e întreagă nebunie ce se întâmplă în momentul de față, însă cred că aici e atacul la statul de drept, pe care, da, din punctul meu de vedere, guvernul, în momentul de față, l-a legitimat prin această mișcare. Și mai am o întrebare, e doar o întrebare așa pentru mine. Pe Doamne iartă-mă, vor să treacă în următoarea perioadă, de au nevoie de liniște din partea societății civile. Ei deranjează, da? Până și CES-ul, care e un organ consultativ. E o întrebare semnificativă. CES a devenit foarte gălăgios în ultima perioadă. În ultimele luni, CES-ul a devenit, în ultimul an, CES-ul a devenit funcțional. Pentru că până atunci CES-ul era văzut ca o sinecură, dată membrilor, toți membrii sunt plătiți, ca să înțelegeți, inclusiv subsemnatul a fost plătit, da, cu o sumă de aproximativ 2500 de lei pe lună, pentru a analiza legile și a oferi puncte de vedere. Da, deci cei 2500 de lei erau văzuți mai degrabă ca o sinecură, ci datoria ta, că tu te-a trimis acolo, era să ridici mâna. Unii dintre noi am înțeles că dacă toți suntem acolo, trebuie să ne facem și treaba. Da, mulțumim, domnule Gelu Duminică, pentru intervenția dumneavoastră. E aceeași situație ca la Institutul Național de Statistică, în momentul când veneau cu tot felul de... Veneau oamenii ăștia, domnule, cu tot felul de statistici. Cu tot felul de statistici. De ce cu statisticile astea? Ce cu statisticile? M-am uitat peste statisticile dumneavoastră. Da. Nu sunt noi pentru statisticile astea vă plătim, că putem să nu vă mai plătim. Haideți adică... că vă dăm noi niște statistici să ne dați înapoi dumneavoastră, din punctul dumneavoastră de vedere, să fie aceleași pe care... Deci e evident că nu știți să faceți statisticile care trebuie făcute. Hai să venim cu niște statistici care să ateste totuși un lucru pozitiv ce se întâmplă în România. Dar uite cât de frumos e. Deci societatea civilă ce înseamnă? Tot ce nu reprezintă partidele politice, cadrele militare, nu? Că ne gândim așa, conceptual, că nu pot face parte din zona asta. Și, bineînțeles, mediul politic. Așa. Și funcțiile publice. Dom'le, și vine politicul și spune, societatea asta civilă, nu... Am altă societate civilă, cu angajatul de la Agenția pentru Romi, cu cadrele militare în rezervă și în retragere. Ăștia sunt societatea civilă, nu golanii de mai devreme. Oameni cu puncte de vedere favorabile. Corecte. La fel gândește, opinii corecte. La fel gândește și domnul Liviu Dragnea în momentul când are o problemă cu componența completului de judecător. Exact. Să vină niște judecători. Care gândesc corect și gândesc echidistant și care sunt... Echidistant, dar corect. Echidistant, corect și care sunt independenți, domne, de tot independenți de justiție, domne. Da, de tot felul de alte interese. Bun.
Așa cum doamna Viorica Dăncilă se dă premierul României, da, poate nu chiar așa. Dar nu convinge pe nimeni. Dar nu chiar așa. Hai da, să nu zicem chiar așa. Ce? Un nu se dă premierul României? Astăzi a venit o știre care a bulversat un pic România. Da. Un bărbat se dădea drept medic. Și nu numai medic, se dădea drept... se dădea orice era nevoie. Se dădea orice, domne. Domne, orice, nu mai să arunce o privire, că ia și un bar, nu mai să arunce o privire. Reținut pentru 17 violuri și 20 de agresiuni sexuale. Ar fi determinat victimele să accepte un control ginecologic neconvențional. El a fost reținut astăzi... Cum adică neconvențional, domnule Buzăianu? Puteți să detaliați? Un pic mai progresist, Răzvan. Un pic mai... Îmi place să așez lucrurile... Mă, să știi că ce făcea el era destul de tradițional. Da? Mie da, mi se pare chiar un tip deschis la minte. Și un individ nu, care... Nu. Mi se pare chiar o chestie care se practică de foarte mult timp, dar asta e printre primele infracțiuni, nu abuzul da, sexual. Adică nu e o chestie de dată recentă. Bun. Se viola cu mult înainte să avem un cod penal și un cod de procedură penală. El a fost cercetat în stare de libertate, domnule. Deci el e așa a ajuns să producă în continuare aceste nenorociri. Dar doar la solicitarea publică. La solicitarea... Da. Pentru că era cercetat în stare de libertate. I s-a pus la dispoziție libertatea ca să facă cu ea ce am explicat un pic mai devreme. Bun, el a mai avut un pic de stare de libertate astăzi, în momentul când i-a expirat mandatul, un prim mandat de arestare de 24 de ore, până i-au dat posta de 30 de zile, a ieșit la o țigară. În momentul în care reporterii au năvălit cu întrebări, haideți să-l ascultăm pe acest domn, îl cheamă Bogdan Giuseppe. Giuseppe Bogdan? Da. Ceva frumos. Ați întreținut raporturi sexuale cu ele? Nu. Am întreținut relații sexuale cu acele persoane la momentul testării. Ulterior, când aceste persoane au revenit în cabinet, la cererea lor, nu la cererea mea, la cererea lor, nu erau dezbrăcate, se dezbrăcau, este o diferență, da? Este o mare diferență. Și se dezbrăcau cele care doreau să facă acest lucru la recomandarea mea și nu erau dezbrăcate, da, în mod obligatoriu. Este înregistrat totul, pentru că așa am considerat că să înregistrez tot. Ce simțit nevoia să înregistrați? Deci așa cum dumneavoastră, sau noi toți oamenii, reținem evenimente din viața noastră prin poze, mici clipuri. Tot așa, la fel de bine, am înregistrat și eu toate activitatea cabinetului. Băi, genial momentul, super. Haideți, domnule, lăsați gargare aici. Lăsați presa, că mă așteaptă colegii de celulă. Care e procedura? Ce procedură avea acest individ? Păi nu putem să explicăm la ora asta ce procedură avea acest individ. Da. Putem spune mare cum își desfășura activitatea un psiholog. Că e psiholog, domnul. Nu știu dacă e psiholog. Se dădea psiholog sau este și psiholog? Este psiholog, bun, domnul. Psiholog era. Nu era ginecolog și titlu. Nu era ginecolog, dar psiholog era. Ginecolog nu era, dar psiholog putea era, o privire, știm cu avea o casă pe care o numea cabinet, dar nu făcea prea multă terapie acolo, ci dimpotrivă. Interesantă și această abordare, cum justificați înregistrările? Dumnezeu, sunt momente din viața mea pe care am vrut să le păstrez în memorie și pe memoria telefonului, de exemplu. Sigur, ce făcea acest domn care, într-adevăr, declară că, nu victimele, doamnele, nu domnii, iată, își doreau, măcar atât respecta și doreau, el. Își doreau să se cunoască mai bine cu domnul psiholog. E, dânsul nu le-ar fi drogat, așa cum susțin anchetatori care ar fi descoperit și un număr de flacoane cu prafuri și medicamente care ar fi conținut pe lângă substanțe psihoactive și stimulatori sexuale, adică exact droguri pentru viol. Ei bine, spune domnul Giuseppe Bogdan, poate explicăm și numele ăsta, că aici s-am blocat eu, că erau simple plante, domne, substanțe naturiste. Se merge pe natural. Cucului, se merge pe natural până la urmă. Trei frați pătați, coada șoricelului. N-avea nicio problemă, era chiar mirat de acuzațiile care îi se aduceau. L-ați văzut, ieșise la interviuri, era și o celebritate. Și le-am făcut un bine. A momentului. Dar mă aștept să meargă pe zona asta de apărare. Oameni buni, mie nici nu-mi plăceau toate femeile alea. Dar ca bărbat, ca domn. Nu putea să refuz. Păi dați seama ce situație. Femeile veneau la mine ca psiholog. El era psiholog, da? Da. Le afectam psihic. Un refuz. Le-ar fi făcut rău. Eu știu ce înseamnă un refuz pentru o femeie. Că de-aia mi-am luat flacoanele astea cu prafuri și substanțe psihoactive și stimulatori sexuali.
O apariție extrem de ciudată în zilele acestea. Ciudată, dar acest iată... psiholog. Giuseppe Bogdan. Giuseppe, da. Giuseppe Bogdan, deci dânsul, știi că de regulă există, de-astea, saloane de masaj erotic care funcționează ca bordel sub acoperire. Da. Dânsul avea un cabinet de psihologie unde... un cabinet psihologic unde funcționa sub acoperire. Da. Da. Bun. Apropo este. De acoperire și nu numai, apropo 31 de fapte de viol, da, și 23 de agresiune apropo sexuală, de, ca să facem de, și un bilanț. De acoperire și nu numai de acoperire, domnul Țuțuianu apare iară astăzi în viețile noastre cu o nouă înregistrare. De această dată, această înregistrare este total defavorabilă. A vrut și domnul Țuțuianu să păstreze în memorie câteva momente ale vieții sale și le-a înregistrat cum făcea domnul clipuri, cum alții fac fotografii. Domnul sau Țuțuianu poate, audio. Sau poate nu domnul Țuțuianu a vrut să păstreze în memorie crezi aceste înregistrări. Crezi că i-au pus și domnul Țuțuianu ceva? I-au pus, poate că i-au pus aflați, niște substanțe naturiste domnului Țuțuianu. Oamenii aflați în jurul domnului Țuțuianu l-au ascultat spunând niște lucruri interesante și au zis, să înregistrăm chestiile astea, da, că da, nu știi când îți trebuie în viață. Domnul Țuțuianu îl cheamă, zice că îl cheamă la raport pe șeful poliției Dâmbovița pentru că a oprit o mașină cu jurnaliști care îl însoțeau. Erau așa niște acoliți ai domnului Țuțuianu. Jurnaliștii domnului Țuțuianu? Erau niște jurnaliști personali ai dânsului și și-au permis polițiștii să-i oprească pe acești jurnaliști și domnul Țuțuianu a spus, domnule, îi voi chema personal la raport pe cel care... În ce calitate? În calitatea... fără nicio, deci fără nicio calitate. N-are nicio calitate nicio și cu toate să uite cât de departe a ajuns în foarte viață. Modest. Hai să-l ascultăm, domnul Țuțuian. Oprește pe ăștia de la presă, care e în social. Ce ai spus, domnule? Suntem cu domnul Țuțuian. Mai trecut. Da, nu ne interesează. Astăzi o să-l chem și o să-l întreb. E corect că l-au primărat de la presă, dar, de exemplu, primarul de Mișinești, bătut măr de unul care are oi, unul bani, poate îl știți. Căpraru, da. Bătut măr în urmă cu 2 săptămâni, 3 săptămâni. De ce nu are dosar ăla? Tu cam eu ceva cu cineva. Bă, dacă îl bați pe un primar, când îi tai 4 cauciucuri de la mașină într-o singură zi, unde e poliția română? Azi noapte, primarul de la Gura Poi, unul bea, să ducă să-l omoare în casă. L-a sunat pe 112, a plecat un milițian de la Greș, a ajuns până la Gura Poi, a găsit unul cu căruța pe, de lemn de pădure. Mi s-a părut mai suculent ăla. A lăsat dragă cu primar să-l omoare. Vreau să-mi spuneți, vedeți, și cu apa, și cu aia. Cei de la Pira au venit astăzi după discuții. Da, sunteți și voi. Da, domnul Țuțuianu ridicând niște probleme în mod autentic, le spunea pe bune. În mod autentic și tradițional. Da. Punând niște probleme locale, așa, în legătură cu polițiștii aceștia care, în loc să se ocupe de anumite probleme, se ocupă de alte probleme. Vedeți bine că domnul Țuțuianu știe exact de ce probleme trebuie să se ocupe poliția. Deci, uite, așa funcționează o campanie de manipulare pentru cei slabi de neuroni. Da. Pare acum, domnule, instinctul de jurnalist e următor. Domnule Țuțuianu, uite, domnule, nu acceptă un abuz împotriva presei. Că poate altor politicieni le-ar fi convenit. Oprește, domnule, pe ziariștii să nu mai scrie de mine. Uite, domnul Țuțuianu îi apără. De ce îi opri pe jurnaliștii aia? Nu știai că sunt cu mine? Deci, de când sunt, în primul rând, de când sunt jurnaliștii cu un om politic? Da. Că pot fi acreditați pe lângă o instituție sau altceva. Și în al doilea rând, de când e nevoie ca șeful PSD din județ, secretarul de partid pe județ, să intervine ca să fie jurnalistul lăsat de baie? Adică jurnalistul nu se poate apăra. Noroc cu Țuțuianu! Binefăcător, ocrotitorul presei! Deci vezi, este o lovitură inversă față de cea pe care o discutam anterior, dată de doamna Viorica Dăncilă, care i-a oprit pe cei care îi erau împotrivă. Deci doamna Viorica Dăncilă i-a oprit pe cei care erau împotrivă. Doamna Viorica, deci era un fel de poliție, da, în ecuația asta, știi? Și acum domnul Țuțuianu vine și se miră și se deranjează de faptul luați că jurnaliștii... Luați mâinile de pe presă. Da. Deci Partidul Social Democrat, care a avut o relație cu presa spectaculoasă în ultimele 3 decenii, așa, a devenit sub protectorul presei. Cât timp sunt eu aici, Țuțuianu, în Dâmbovița, de jurnaliști nu vă veți atinge. Simte așa, tu simți, mă, binefacerile Țuțuianului asupra simt, ta? Simt, nu ne-au apărat și cu noi în București, Țuțuianu? Ba da, e momentul să se meargă de la București. De ce nu devine un patron universal al presei? În toată lumea, deci, domnul Țuțuianu... Când acum... dă afară Trump de la conferința de presă pe aia de la CNN, nu intră Țuțuianu.
De ce e dat afară pe ăștia de la Nu știi că sunt cu mine, sunt cu Țuțuianu? CNN, apelați domnule la domnul Țuțuianu când vă mai marginalizează președintele Statelor Unite ale Americii. Dar am putea să-i denumim pe jurnaliștii care sunt cu domnul Țuțuianu niște țuțuieni. Deci avem țuțuienii, au venit, știi cum, cordunenii și țuțuienii. Există și această titulatură. Și uite, unul dintre cei atacați de domnul Țuțuianu, și e vorba despre domnul Andrușcă, da. Domnule, reacționează foarte dur astăzi și dă o declarație teribilă. Dă o declarație care face, îi pune cu botul pe labe pe toți cei care îi se opun domnului Andrușcă. Eu am crezut o perioadă că domnul Andrușcă e un tip asumat. Nu, omul deja câți ani are? Deja și-a dat seama totuși în legătură cu dânsul, are deja o evaluare prea mult ca să mai putem rezolva ceva. Asupra, adică, nu știu, de la 40 de ani încolo îți dai seama, domnule, mare lucru n-am. Mare lucru n-am. Să zicem că inteligența nu-i punctul meu fort. Da, am avut o vulcanizare, după cum a spus domnul. Am avut o vulcanizare, într-adevăr. Și acum am o pană. Problema este următoarea, că domnul Andrușcă s-a enervat, domnule. În spațiu public au apărut și sunt convins că vor continua să apară o serie întreagă de atacuri la adresa mea. Deci în momentul când tu constați că omul acesta abar n-are de capul lui, tu faci un atac, tu produci un atac la adresa domnului domnule Andrușcă. Dar noi ne gândeam că îl ajutăm. Unele sunt politice, altele sunt personale. Păi domnule, ce politică? Domnule, ca persoană așa nu cred că... Chiar este simpatic despre ca persoană. Despre omul Andrușcă. N-a vorbit nimeni despre... Adică... Dar nu știu pe cine ar putea interesa. Da. Dar omul Andrușcă ce-o fi făcut? Da, atenție, omul Andrușcă vine totuși cu o constatare. Stătea domnul Andrușcă și s-a întrebat. Bă, de când au început oamenii ăștia să vorbească urât despre mine? De când a devenit persoană publică. Greșit, Răzvan. Nu? De când am ținut acel discurs în Parlamentul României în care am spus niște lucruri care i-au deranjat pe mulți. Și atunci domnul Andrușcă a spus așa, domnule, s-au mobilizat toți împotriva mea pentru că spun niște lucruri care îi deranjează. E datoria noastră să facem niște precizări, domnul Andrușcă, noi eram mobilizați împotriva noastră dinainte. Din capul locului. Nici nu v-ați dat dumneavoastră seama, că, sigur, dau seama că, deși poate comentariile noastre erau uneori explicite, poate e nevoie de un pic de timp, da. De niște puncte de vedere. Ca să mai decelăm un pic din... Ca să-ți dai seama că cineva are o problemă cu tine. Toate vin însă din zone gri și reprezintă diverse grupuri de interese. Noi avem aici un grup de interese? Avem grupul de interese. De unde e zona asta gri? Nu, eu știu grupul de interese. Aici este un grup de interes care... Un grup de două persoane care au interes să nu vă mai vadă pe dumneavoastră. Au această grupare. Avem bucuria noastră. Uite o poză, până mă întreb un pic, cu domnul Andrușcă lângă doamna Viorica Dăncilă și vreau să vă întreb așa, ca de la om la om, n-aveți senzația că doamna Viorica Dăncilă este o persoană extrem de inteligentă, așa ca apariție? Deci n-aveți senzația că doamna Viorica Dăncilă este într-un moment de mare înțelepciune în această poză? Deci să vă mai prind eu pe vreunul că ziceți ceva de doamna Viorica Dăncilă. Uitați-vă la această poză. Această imagine este răspunsul dat așa peste nas oricărui om care și-a permis vreodată să spună mai rău decât Viorica ce-ar putea fi, domnule. Păi da, după Viorica, cu ce-ar putea veni ăștia, domnule, la Palatul Victoriei? Că n-ai mai rău, dată nu se... Știi, era gluma aia. Știi care e partea bună cu Viorica Dăncilă? Care? Că de aici nu se mai poate coborâ. Da. Serios? Iată, serios? Iată că o să vă gândiți la doamna Viorica Dăncilă, care a un moment pozitiv al istoriei. Mă, te înțelegeai cu ea, te privea în ochi, avea cât un he-he, cât un... Adică puteai totuși să găsești un canal de comunicare. Sigur că doamna Viorica Dăncilă nu știa întotdeauna unde se află, de ce se află. Dar nu asta e important, Răzvan. Mă, dar poți supraviețui. Poți să trăiești și fără să știi unde ești. Exact unde ești. Dar măcar știa cine e. Ea tot timpul se prezenta doamna premier. Eu sunt convins că domnul Andrușcă nu de foarte multe ori își dă seama că este ministrul economiei. Măi, noi știm despre domnul Andrușcă acum oricât de rea am fi, dar trebuie să-i recunoaște meritele. Domnia sa a sesizat, poate știe să-și recunoască numele scris, pentru că știi că a făcut această observație, a spus la un moment dat. Mă bucur că acum mi-a scris numele corect. Deci dânsul își știe numele și îl poate citi. Poate face diferența între numele său scris corect și numele său scris greșit. Da. Și dacă ai observat tu, când citea acel discurs kilometric, a respecta ordinea paginilor. Ai văzut? Deci pagina citită se ducea la capăt. Pagina citită se ducea despre la capăt. Despre lucrurile astea nu spune nimeni la televizor. Despre aceste reușite ale domnului Andrușcă și anume faptul că știa să învârte acele pagini. Domnule, avea așa o precizie. Era așa într-un moment ăsta în care nu se încurca deloc. Vă spun, despre lucrurile astea nu se vorbește și acum domnul Andrușcă își dă seama și de ce. Pentru că există foarte multe grupuri de interese
și grupuri gri, spune domnul Andrușcă. Acum, eu sunt în galben, pentru că văd că ești în roz, nu ești. Eu sunt în roz. Da. Nu voi ezita să-mi apăr onoarea și demnitatea, inclusiv în instanța de judecată, împotriva tuturor celor care abuzează de decența mea și folosesc tot felul de injurii. Domnul, acum, trebuie domnul, să definim injuria. Domnule, hai să-l explicăm o treabă, da. Că deja ai tu pe să mai vorbești de sala de judecată. Adică am înțeles, te lăsăm în parte. Domnule, de decența dumitale, de el, de persoana sa, da. De ființa Andrușcă, nu abuzează decât ăsta... Bosul de la Neamț. Cum îl cheamă, domnule? În șosete. Da. Nu că nu-l recunosc. Uite, fără șosete, nu-l recunosc. Încercăm să... Când cum e îl cheamă, de... domnule? Păi, marele și... Arsene, domnule. Domnule Arsene. Era da. Și un cântăreț, Arsenium. Da. Mă gândesc la Arsenium când aud Arsene. Asta, da. Deși fizic nu sunt multe similitudini. Domnule, Arsene ăla abuzează de el. L-am pus noi ministru ca să-l scoatem, vorba aia, și vrei să o vinzi? Nu vreau să o fac de râs. Păi vrei să-l promovezi? Nu vreau să-l fac de râs. Eu cred că dacă am să... Domnule, poate ne dedicăm câteva zile jurnalismului de investigație să aflăm ce rău i-a făcut domnul Andrușcă domnului Arsene. Că l-a nenorocit, domnule, l-a închis. Gândește-te că Andrușcă ar fi putut supraviețui politic, domnule Buzăianu, decenii întregi, ascuns în Parlament. Unul are care de... Că îți dai seama că ca Andrușcă sunt mulți în Parlament. Până îl prindeau pe Andrușcă. Dar nu-l prindeai. Trecea mandat, trecea mandatul. Nu-l prindeai. Nu-l prindeai. Și dacă îl prindeai, râdeai odată și uitai. Da. Deci, ascuns, înfipt într-o băncuță de deputat, domnul Andrușcă ar fi supraviețuit politic decenii, domnule, decenii. Ai zis, cine e ăla? E Andrușcă. Și cum? E prea grozav. Ah, mă rog. Dar nu ți-ar fi atras atenția. Dar vă dați seama momentul când domnul Arsene a decis să-l trimită în guvernul României pe... domnul Andrușcă, vă dați seama ce râs a fost, bă, știți pe cine o să trimit la economie? Fii atent că îl trimit pe Andrușcă. Fii atent, hai să-i dau, uite, dau când un telefon. Când ți-a zis că trimit pe cine vreau eu și ai zis că nu chiar pe cine vrei tu, uite chiar fix pe cine vreau eu. Ia să-l vedeți pe omul ăsta, să vă, uitați-vă bine la el și gândiți-vă că e omul meu. Așa, domnul Andrușcă zice așa, asta nu înseamnă că voi tolera nesfârșit toate insultele din spațiu public care se vehiculează la persoana mea. Nu spun că asta e... interesant, zice. Nu spun asta ca o amenințare, ci ca pe o avertizare. Bă, fii atent la asta. Deci nu spun ca pe o amenințare, ci ca pe o avertizare. Unde avertizarea e un fel de amenințare. Adică, totuși, e... Avertizare pentru dumneavoastră înseamnă nu băgați degetele în priză. Astea sunt niște avertizări utile. Nu treceți pe culoarea roșie a semaforului. Hai să rămâne la avertizări de astea care ne ajută să supraviețuim. Mergem în sfere înalte, cu acțiuni în instanță și cu nu știu ce. Dom'le, Arsene, din punctul meu de vedere, este sub Caligula, domne. Istoria îl va judeca sub Caligula. Caligula și-a făcut calul senator. Un gest excentric la acea dată. Considerat deplasat. Mulți au criticat această măsură. Măi, chiar calul senator? Da, chiar calul senator. Care e problema dumneavoastră? Privind așa în perspectivă milenară, mă uit la Caligula, făcându-și calul senator, și la Arsene, făcându-l pe Andrușcă ministru. Bă, parcă Caligula avea totuși, avea el o viziune, avea el ceva în cap. Nu m-am prins ce urmărea, mă, da, l-aș lăsa. Hai, mergi mai departe, hai să vedem unde vrei să ajungi. Pe Arsene nu. Pe Arsene nu. Arsene-i drum înfundat, în punctul meu de vedere. Traian Băsescu, aseară la emisiunea colegului nostru Mănăstire, făcând o evaluare la rece a miniștrilor din cabinetul Viorica Dăncilă. Să le ascultăm. Dincolo de disputele lor politice, a trebuit să plece din guvern Stănescu, Teodorovici, Daia, Dănuț Andrușcă și Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene. Și să-i luăm pe cei cu responsabilități în utilizarea banilor europeni. Viceprim-ministru dezvoltării regionale și administrației publice, Paul Stănescu. Da. Sau ministru armetică. Armetică. Ăsta n-a cheltuit bani. Este atât de evident că habar n-are care-s procedurile pentru utilizarea banilor europeni, încât nu știu de ce stă acolo. De fapt, el este un mare aburitor. El fiind fost ministru al fondurilor europene. Da, când nu s-a tras nimic în guvernul Ponta. Ministrul economiei, Andrușcă, altă panoramă. Iar de ministrul transporturilor n-aș vrea să mai vorbim, după ce a lansat teoria că o dezvoltare a autostrăzilor gonește investitorii pentru că vor crește salariile. E ridicol modul de a gândi acestui domn. Rovana Plumb, că e atât de importantă din punct de vedere politic, poate înființează un minister al tăiatului frunzei la câini.
la diplomație, la pe externe, acolo avem vreo 4 responsabili. Avem pe Meleșcanu, da, avem pe doamna Pircea. Care e o mumie pietrificată în tradițiile vechii diplomației românești. Nu mai are energie, nu mai are potențial. E pietrificat în vechea diplomație lipsită de dinamism și cu linii fixe, știi? Da. Deci, mai avem un domnișor mai tânăr, Negrescu, relații europene. Mi s-a europene. Părut isteț omul ăsta, dar nu-i folosește la nimic, că e prea mic în funcție. Da, trebuie să recunoaștem că doamna Bircea a avut câteva întâlniri importante în Statele Unite. Eu aș vrea să o văd pe doamna Bircea într-o acțiune extrem de puternică legată de parteneriatul cu Polonia. Da, domnul Traian Băsescu, făcând această analiză cruntă a cabinetului Viorica Dăncilă, acum, știi cum e, vom vedea ce o ieși din acest cex care va decide până la urmă ce miniștri vor fi remaniați, dar senzația care se creează, da, că este vedem că, ce băgăm în cex, analizăm pe ce au făcut, ideea de performanță, da. Vezi că ocazia asta se vehiculează terenul. Dacă au reușit să performeze felul în care... Să performeze, mă? Că sunt incapabili să vorbească 2 minute consecutiv, miniștri ăștia. Ce să performeze? Care e ideea de... Deci mă uit așa un pic acum, în momentul de față, cum vin tot felul de personalități ale Partidului Social Democrat și pare ceva profesionist, domnule. Adică nu pare ceva peste noapte. Nu pare niște remanieri de-astea făcute așa, abuziv, peste noapte, spontan. Tu crezi că domnul Codrin Ștefănescu... Pare că se lucrează serios, tu crezi că domnul Codrin Ștefănescu lucrează la evaluarea aia de pomană? Că era azi noapte la 5, trecut în fața clădirii sale, era lumina aprinsă. Stătea acolo cu hârtiile așa, au aruncate hârtii în toate părțile, țipa de acolo. Aoleu, nu-mi ies indicatorii. Nu mai doarme de câteva săptămâni. L-ați mai văzut pe Codrin Ștefănescu dând declarații? Nu mai poate să doarmă. E toată noaptea, stă și evaluează și nu știu la cine a ajuns, că probabil a început în ordine alfabetică cu A, Andrușcă. S-a blocat acolo. Și s-a blocat și acolo a rămas, știi cum e. Da, ne întoarcem după pauză. Bună România! Da, bună România, ne-am întors în direct, poza zilei vine astăzi de la Galați, acolo un angajat al primăriei, ia să vedeți ce face, este o fotografie care a circulat pe Facebook astăzi, cu un individ al primăriei, plătit de banii primăriei, nu? Păi. Adică, iată-l, întreprinzând, muncind de zor, ce făcea omul ăsta? Dom'le, tundea frunzele uscate. Și omul a zis... Să-l lași să se facă lungi, Radu. Păi nu, în primul rând, omul s-a gândit, trebuie strânse, poate, că există și această preocupare, am văzut. Le tai și după aia le strângi. Să strângem frunzele. Da. Da. Există și această preocupare, s-a gândit, dacă le tai, dacă le tai bucățe mici. E mai ușor, nu? Da, bucăți mici sunt mai ușor de strâns. Da. Că dacă le întregi, păi te car cu ele întregi, după tine. În țara noastră, frunza este o chestiune foarte importantă, știm bine că... Dom'le, cu frunza ne-au reprezentat. Dar vezi că e un atentat la turismul în România, ce face acest domn? Da, mărunțește. Păi ai ajuns să mărunțești frunza? Unde mai încap turiștii? Mulți turiști. Îți dai seama că omul ăsta se întoarce acasă obosit după o zi de muncă? Ce ai făcut astăzi? Am tăiat la frunză. Pare straniu să te obosească și tăiat o frunză. Nu vorbea puțin mai devreme fostul președinte Traian Băsescu despre Ministerul Tăiatului Frunzei la Câini? Păi asta este ceva... Am început de jos în administrația publică locală până ajungem la funcțiile guvernamentale. E un, cu e un minister asta. Pe care nu mai știu cui l ar fi alocat Traian Băsescu. Că a și explicat, nu mai știu la cine. Cred că la doamna Rovana Plumbă. Dom'le, trebuie făcut ceva pentru dânsa, ceva la care se priceapă dânsa. Ceva cu tăiatul frunzelor, ceva zice. Bă, nu știu. Și uitați-vă la această imagine, mi se pare că ar intra lejer sub gestiunea doamnei Rovana Plumb. Deci ar fi intervenit și ar fi ceva... Doamna Rovana Plumb, n-ar fi bine să se ocupe de așa ceva, că dânsa s-ar duce și ar intra așa pe la ruse și ar începe să taie frunze și pe în Bulgaria. Dânsa, eu nu mi-o asum ca om politic român. Deci nu știu, eu cred că doamna a trebuit să fie așa... Pentru că e matriculată pe e Bulgaria. E matriculată pe Bulgaria și da. Uite cum e Giurgiu. Giurgiu nu mai e Giurgiu Radu. Da. Este Giurgiu Ruse, practic. Da. Așa este și doamna Rovana Plumb. Plumb Bulgaria. Nu e o chestie strict românească. Trebuie să nu... De ce să o revendicăm? Știi? Nu. Atentat. Să ne revendicăm atentat. Nu, să nu ne revendicăm. Da. Rovana Plumb n-ar trebui revendicată de poporul. Trebuie împărțită cu vecinii bulgari. Să se bucure toată lumea. Avem o femeie care conduce guvernul în guvernul României. Avem o femeie care conduce guvernul. Avem un domn cu mustață care conduce guvernul, unde e premier
O femeie. Hai să vedem o femeie care conduce o mașină undeva la Buzău. Dom'le, cum conducea dânsa mașina, să vedeți ce a putut să se întâmple. Hai să vedem imagine. O femeie de la Buzău, cum stătea dânsa așa, conducându-și mașina, la un moment dat, uitați-vă și dumneavoastră ce a putut să facă. Sunt niște imagini care au emoționat mult pe multă lume. A intrat în autobuz. Dacă nu l-a văzut. Răzvan, a luat autobuzul. Hai să a luat autobuzul cu mașina. Cum era în mașină? Era cu mașina, a luat autobuzul. Da. Dar care e problema? Bine, autobuzul era camuflat, văd. Era destul de greu de depistat. Era, poate a crezut că e taxi. Da. E o culoare îndoielnică. Da. Sofie gândi că e taxi și știi cum sunt taximetriștii. Dacă îi lași să se bage, nu mai ai tu loc. Și probabil a făcut așa o mică. În dreapta era un elev, mă rog, care a fost rănit ușor. A pățit cineva ceva. Așa, rănit ușor. Nu a murit cineva. Dom'le, n-a murit nimeni. Dacă n-a murit nimeni, Radu. Deci chiar a făcut plăcere în acest moment. Multă lume s-a oprit, a admirat. Buzău, nu? Da, la Buzău. Și cum acolo știu că au niște treceri de pietoni 3D, tridimensionale. Da. Ceva foarte progresist. Da, vorbeam un pic înainte de pauză despre remaniera aceasta care tot ne paște, adică tot dă să vină această remaniere și aș fi făcut legătura cu această știre. Carrefour retrage de la vânzare produse infestate cu listeria. Dar și mă gândeam că parcă senzația asta este într-un fel, că PSD-ul retrage de la vânzare acești miniștri care au tot felul de infestări de genul acesta. Carrefour retrage la vânzare. Dacă aveți în frigider salată de icre produsă de cei de la Carrefour, ar fi bine să o aruncați sau să o duceți înapoi la magazin. Și păi ce să facă cu ea, domnule, dacă e... Da. Dacă nu e bună. La ce să le mai folosesc? De ce să le mai duci înapoi? Că dacă nu e bună pentru tine, nu e bună nici pentru ei. Da. Ce, ei sunt imuni acolo la Carrefour? O dai înapoi și ce se întâmplă? E programul prima salată infestată? Îți dă un bon, un tichet și îți cumperi una nouă? Ce să facă cu ea înapoi? Da. O duci la protecția consumatorului dacă insiști să urmezi cărările legale. Deci dacă ați ajuns cu așa ceva acasă... Sună la doamna Mincă, la ANPC. Mai e doamna acolo? Păi da. Dar ce-i vrea, Radu? Păi nu știu, să se întoarcă la loterie? Unele lucruri nu se schimbă niciodată, Radu. În țara asta, da. Și aș vrea să reabilităm un pic niște asprimi pe care poate le-am avut în emisiunea asta, să nu pară cumva că suntem împotriva doamnei ferește, femeilor, cine știe ce, am tot comunicat. Credeam că o femeie la guvern, doamna, da, am avut în echilibru și pe doamna Andrușcă. Un articol interesant publicat de cei de la Libertatea, care vine să ateste faptul că, dom'le, avem totuși noi în România, avem și niște lucruri importante de oferit. Fotbaliștii străini veniți în România, toți au plecat însurați de aici. Adică toți au plecat cu... N-a scăpat nici măcar unul. Dom'le, au venit și au... Uite, începe de la, articolul începe de la Zenga, de la Walter Zenga, care știm bine că s-a însurat și a plecat. În fine, Geraldo, iar un jucător care a jucat pe aici, Sucara, tot așa de la Steaua, toți au venit, a luat o prezentatoare TV, deci toți ăștia care vin aici pleacă, totuși nu se pleacă cu mâna goală, avem acest succes în relație. Adică mai avem ceva de oferit. Eric, uite, alt fotbalist, avem și niște fotografii foarte... Cu acesta este domnul Zenga, pe care îl cunoaștem cu toții, a făcut aici niște lucruri importante. Asta este Sucala, nu mai a plecat în Arabia Saudită, nu știu, dar a plecat cu... Mai mult a venit să se însoare, domnule, să spunem adevărul. Da. Oamenii ăștia nu au venit să joace fotbal, domnule, în România, oameni bune. Cât credeți că ne mai duc ei de nas? Da. Cât să mai tolerăm această acoperire așa zisului fenomen fotbalistic în țara noastră? Oamenii aceștia nu au niciun fel de interes să joace în Liga 1. Ce treabă au ei cu fotbalul? Liga 1. Ne arde nouă de fotbal acum. Când, știi cum se discute? Și o să joc și în Liga 1 câteva meciuri. De ce zici? Am drum încolo și ca să nu-mi ies. E o formă de antrenament, adică nu se face fotbal. Dar, în schimb, vin aici pentru achiziții de acest gen, foarte bune. Da. Problema e că vin, cumpără și pleacă. Vin, preiau și pleacă. Și fug. Da, facem aceste căsătorii miște, da, care nu rămân la locul faptei. În baza acestor întâmplări petrecute în România... Ne pleacă recent, valorile, ne pleacă femeile. Eu te întreb, Răzvan, și vă întreb și pe dumneavoastră. De ce se merge doar pe femei? Adică, pentru că fotbalul feminin nu e apreciat în România, fotbalul feminin, ca să spun că nu e interesant. De ce nu pleacă niciunul cu... Nu știu, că avem și bărbați aici în țară. De ce nu pleacă vreunul? Și cine să ia? De unde? Ce femei vin aici? Fotbaliștii ăștia. Păi, fotbaliștii ăștia de ce nu vin? Fotbaliștii ăștia de ce nu? Pentru că suntem închistați și nu permite legalizarea căsătorilor între persoane de același sex. Nu spune lucrurile acestea? Și da, pentru că uite ce faceți. Da. Uite ce faceți, uite ce creați. Că în curând heterosexualii vor milita pentru legalizarea căsătorilor între persoane de același sex. Că
vine fotbalistul străin, poate ar fi vrut, nu știu, Zenga nu cred, dar celălalt, cum îl cheamă pe celălalt? Mai brunețel așa. Mai brunețel, da, Eric sau celălalt. Așa, da. Poate ar fi vrut un domn să-și găsească. Dar pentru că astea sunt și bărbați frumoși în România. Astea sunt condițiile pe care România legea le oferă. România e stat de drept, trebuie să respecti legea. A spus ce e voie aici. Aici e voie doar căsătorii între persoane de sex diferit. În regulă, ce femeie aveți atunci? Dacă bărbați vă că nu e voie. Și acum că există acest parteneriat civil care se tot încă discută. Nu există. Dar trebuie să existe și întrebarea în oglindă. Dom'le, va exista, trebuie să existe și întrebarea. Ba, am rezolvat tot în țara asta și ne ocupăm acum de parteneriate civile. N-ar trebui să vină cineva să militeze și în sensul ăsta. Adică eu am remarcat această întrebare. Când dă să se întâmple ceva, vine cineva și spune, dom'le, dar am rezolvat probleme. Am făcut noi autostrăzi în România și acum ne preocupă parteneriate civile. Asta e treaba noastră în momentul de fapt. Nu merge. Nu merge? Nu merge și spun de ce. De ce? Asta era retorica de la referendum. Dar zi-mi repede că... Pentru că n-am făcut... faci un referendum. Da. Nu faci cât un referendum pe fie. În schimb, legi, da? Legi, Radu, poți face câți parlamentare și poate chiar mai multe, simultan. Deci ca legi putem să ne preocupăm și de... Da. Ca referendum nu e bine să monopolizăm cu un subiect. Da, hai să monopolizăm finalul acesta de săptămână cu un scandal întâmplat... Important. România? Se discută de această tensiune dintre ALDE și Partidul Social Democrat, tensiune care ar putea să debalanseze chiar puterea în România, ar putea cumva să rămână fără majoritate Partidul Social Democrat. Și uite-te și tu, știi cum trimit oamenii așa, cum se bat țările străine, nu se bat războaie, nu se duc pe teritoriul lor, se duc pe teritoriul, mă rog, unor țări mai mici. Și unde se bat, domnule, sediul PMP, unde se ceartă oamenii ăștia? Sunt 5 spiritele în coaliția de guvernare, așa. După ce ieri fostul ministru al energiei, domnul Andrei Gerea de la ALDE. Da. Îl acuză pe deputatul Andrei Dominic Gerea. Așa, îl acuză pe deputatul PSD Liviu Pleșoianu că s-a înscris în armata celor care propagă fake news și manipulează opinia publică. Deci vedeți cum se bate ALDE cu PSD, nu la nivelul Tăriceanu și Dragnea, se bate la nivelul Gerea și Liviu Pleșoianu. Deci vezi că într-un fel, hai să nu ne apucăm acum. Gerea și Liviu Pleșoianu. Se bat Gerea și Liviu Pleșoianu. Și ce crezi că a făcut Liviu Pleșoianu aflând de această acuză care a fost adusă de către domnul Gerea? Ca viitor președinte al României, spune ce a făcut. Ce a făcut? Cum crezi că a reacționat domnul Pleșoianu? Domnul Pleșoianu a scris o scrisoare. I-a trimis o scrisoare domnului Gerea în replică. Domnul Pleșoianu este unul dintre amatorii genului epistolar. Genului acesteia, care probabil aceste scrisori vor rămâne undeva și vor fi studiate. Așa și închipe, când se apucă și scrie domnul Pleșoianu cu copii, o scrisoare. Deschideți la pagina 45 scrisoarea lui Pleșoianu către Gerea. Octombrie 2018. Scrisoarea a treia. Nu, nu sunt povești. Da. Sunt în zona asta de științe politice. Da. Vreau să știu ce ați înțeles voi din scrisoarea lui Pleșoianu către Andrei Gerea. Contextul, vi-l amintiți, anul 2018. Urmau alegeri prezidențiale anul următor. Da. Domnul Călin Popescu-Tăriceanu era dat ca și câștigător. Tânărul Pleșoianu, în schimb, venea puternic din spate. Tu îți dai seama că nu cred că există nimeni pe această lume interesat de discuția dintre Andrei Gerea și Liviu Pleșoianu. Dar replica dura lui Liviu Pleșoianu. Dar care e replica dura lui Liviu Pleșoianu? Dar știți cât scrie omul ăsta, Liviu Pleșoianu? Păi n-a zis la replica dura, care are o introducere așa de 45 de minute. Deci omul ăsta are doar două situații în care îl puteți găsi. La televizor, la Antena 3 sau la România TV, bun. Sau dacă nu la televizor, e acasă, scrie o scrisoare. Pe Facebook. Sunt doar două situații. Dar îmi place ideea asta cu Andrei Gerea, domnule, ministrul energiei. Scandalul, am uitat să vă spun, se duce pe zona de gaze. Deci, discută oameni. Care acesta, avea mai puține gaze și ar da seama de rolul și valoarea lor în dar politică. Dar ideea, domnul Gerea, că vine acum Geru și avem nevoie de niște gaze. Adică vezi că omul este foarte autentic și din punct de vedere al numelui în discuție. Da. Uite, apropo de nume, avem aici ziarul Evenimentul Zilei. Că noi nu prea citim ziari. Și cum răsfoiam eu așa ziarul, fac o pagină, două, trei și la un moment dat, pe final, adică nu e chiar la început cum ar fi normal într-o țară civilizată, dar la un moment dat în parcursul ziarului ajungem la un interviu. Ăsta e ziarul. Mă rog, ziarul știți că e Evenimentul Zilei, da? Care e ziarul meu, da. Așa. Și la un moment dat, pac, cum deschizi ziarul, iată, de asta e Răzvan. Uite așa, uite aici articolul despre emisiunea în care ne aflăm acum. Am dat așa câteva detalii despre cazul în care două ore anatomia emisiunii, cum ar zice cineva. Cazul în care două ore de luni până vine nu vi se par suficiente, aveți un interviu în formă scrisă, aceeași da. Componență, formă scrisă. Bine, ne întoarcem de luni încolo, o să vedeți că se rezolvă și problema asta cu
răceală, dacă am... Nu știu, Radu, să nu fie doar promisiuni electorale. Într-un parlament, că nu se poate cu imunitatea asta. Dar nu știu, dacă ție n-ai om, nu ți-e un pic jenă să răcești în anul centenarului. Da, corect, și asta e. Va fi interpretată împotriva ta, eu încerc să te ajut. Bun, weekend plăcut, asta e foarte important. Salutul României bună, în continuare ne întoarcem luni. De la ora 18, toate cele bune.